Credeți că, de fapt, Isabel l-a plăcut de la început pe Mihai și a așteptat să vadă ce se întâmplă în relația lui cu Ana, așa cum am spus și eu? Pentru că se pare că Mihai a fost cumva deranjat de faptul că nu a fost sinceră și nu a recunoscut de la început Isabel acest lucru. Cumva nici ea nu a negat, a fost așa o discuție cu subînțeles, însă Mihai a ținut să puncteze faptul că nu, ea nu este genul lui, lui îi plac fetele mai naturale, mai simple, cam așa, gen cum este Ana, a precizat el și cumva a clarificat acest lucru ca să știe și Isabel și să nu mai aibă speranțe dacă cumva și-a imaginat că poate să existe ceva între ei doi. De asemenea, a și punctat faptul că o vede potrivită doar cu Raul din Băieții din Casă și că este total genul lui Raul. Ea la fel a zis că știe acest lucru și a dat seama de acest lucru. Mă rog, au început să apară diverse discuții de genul acesta și gelozia, așa cum ați văzut și zilele trecute din partea lui Raul. Isabel este puțin în dubii în ceea ce îl privește pe Raul, pentru că, într-adevăr, a spus de mai multe ori că o deranjează gelozia lui și că nu ar suporta niciodată un bărbat gelos alături de ea.